M-am tuns. S-a întâmplat. Trebuia să se întâmple pentru că aveam părul extrem de uscat și deja nu mai arăta nici cum bine. Și am fost și m-am tuns. M-am tuns mult mai drept. Mă bucur că nu este foarte scurt. Rezoluția mea pe 2019 este să-mi las părul să crească, dar sunt sigură că o să crească. Mi-a mai rămas ceva foarte, foarte puțin din blondul pe care îl aveam și o să mă duc peste 2 luni cam așa să îl tai de tot și să ajung cu părul drept total, pentru că acum șuvițele din față sunt puțin mai scurte, însă nu am vrut să ajung cu el nici foarte scurt. În fine, nu asta e ideea acestui clip. Ideea clipului pornește de la o pensulă, o pensulă pentru eyeliner, pensula perfectă din punctul meu de vedere. Dar nu zic mai multe deocamdată, rămâne să aflați voi mai multe pe parcurs, pentru că vreau să vă mai țin puțin așa în suspans și de ce nu să vă mai țin cu mine, că ăsta e scopul practic, dar vreau să vă spun doar atât, costă doar 13,50 lei. Am tenul curat, am și un monstru aici, dar nu e coș, e practic parcă o arsură. Cel mai probabil vreun produs nu mi-a priit, nu-mi dau seama de la ce e, dar trecem peste. Ideea e că vreau să mă ocup puțin și de partea asta de skincare, pentru că simt că tenul meu este destul de uscat și știți foarte bine că dacă nu avem un ten, o bază ok cu care să lucrăm, produsele nu se vor așeza tocmai bine și eu întotdeauna v-am spus că partea asta de skincare este foarte importantă și ăsta este adevărul. Înainte de orice fond de ten, este foarte bine să ne ocupăm de tenul nostru în profunzime și să-i acordăm mai multă atenție, nu numai înainte de machiaj, ci în fiecare seară și în fiecare dimineață, dacă este posibil. Eu o să încep prin a-mi hidrata tenul și folosesc treaba asta de la ELF. Este o esență de apă hidratantă. Mie îmi place efectiv să o pun în palmă, pun câteva picături, după care întind bine și vin și o presez pentru a-mi hidrata cât mai în profunzime tenul. După care excesul îl masez bine, bine de tot. Astăzi vreau să fac pistrui. Am făcut odată un machiaj pe Instagram cu pistrui și a fost mega lăudat și am primit mesaje în privat de la mai multe persoane cum că vor să vadă un tutorial pentru acei pistrui, pentru că mi-au ieșit destul de bine, ca să mă laud puțin. Și am zis că o să fac un tutorial. Am întârziat ceva cu el. Dar niciodată nu e prea târziu. Vedeți că m-am înroșit puțin pentru că am întins bine produsul în piele, dar o să treacă roșiața aceasta. Pentru că acum o să mă ocup de sprâncene, dar înainte de asta o să vin să îmi hidratez zona de sub ochi. Cât timp îmi fac eu sprâncenele, o să las să acționeze aceste Detoxify Eye Patches de la Pixi, dacă mă urmăriți pe Instagram, dar cred că am filmat și pentru YouTube clip și parcă l-am și postat, din câte țin minte, am testat aceste eye patch-uri. Doamne, sunt geniale și sunt foarte hidratante, foarte hidratante. Și o să vin să le aplic în zona de sub ochi. Sper să mă descurc, că nu am oglindă aici la îndemână. Și cât îmi fac eu sprâncenele, ideea e că o să le las să acționeze. Voiam de mult să-mi cumpăr genul ăsta de produs, de eye patch-uri pentru speciale pentru zona de sub ochi, pentru că eu având tenul uscat, zona e și mai uscată și e și mai predispusă la riduri. Și astea sunt bune tare că hidratează foarte bine. Dar întotdeauna cele pe care le găseam eu erau tot așa în cutie de genul ăsta, cum sunt acestea de la Pixi, dar erau foarte puține și nu mă înduram să dau foarte mulți bani pe câteva patch-uri, să le folosesc odată și să le arunc. Dar în schimb, în astea sunt 60 de patch-uri, 30 de perechi și vin și cu spatulă. Și chiar te ajung o perioadă lungă de timp și primesc foarte des întrebări legate de unde mi-au produsele de la Pixi. Eu în general primesc produse în PR de la ei, nu o să neg treaba asta, sunt foarte sincere din punctul ăsta de vedere, dar le găsiți pe Sephora. Și cât îmi fac eu sprâncenele, las astea să acționeze. Bun, să trecem la sprâncene, că tot vă zic despre ele.
O să vin să le pierd, mi-au crescut, trebuie să mă duc la pensat. Probabil că săptămâna viitoare o să mă duc, ce e și cel mai probabil. Dar știți că eu încep să le pieptăn, le port cât mai natural în ultima vreme. Produsul pe care o să-l folosesc nu o să vă uimească, pentru că asta am folosit în ultima vreme. Este vorba de gelul de la Anastasia, care este o investiție foarte, foarte bună, decât să vă luați 2-3 geluri proaste. Mai bine strângeți banii, 70-80 de lei, intrați pe anastasiasoare.ro, site-ul oficial din România, și vi-l luați pe acesta, o cantitate mare, vă ajunge mult timp, nu uitați întotdeauna să puneți capacul ca să nu se usuce. Ăsta e secretul ca să vă țină. Și eu folosesc pensula de la Morphe M160. E singura pensulă de sprâncene pe care o folosesc. Și vin așa și umplu doar spațiile libere. Nu fac prea multe chestii cu sprâncenele. Știți că înainte, dacă mă urmăriți de mult timp, Doamne, mă uitam la niște clipuri trecute, îmi făceam sprâncenele groase și închise. Și bine, adevărul că așa se și purtau pe atunci. Sincer, se purtau așa. Toată lumea le avea așa, adică nu era ceva ieșit din comun, dar acum când dau timpul înapoi și mă uit înapoi, mă întreb ce a fost în capul meu, pentru că acum nu le-aș mai purta. Nu le-aș mai putea purta cum le purtam atunci. Dar produsele astea de sprâncene, sincer, sunt revoluționare, pentru că sprâncenele schimbă foarte mult fizionomia feței și o sprânceană făcută corect și într-un mod finuși și frumos, chiar te schimbă foarte, foarte mult. Eu, sincer, în viața de zi cu zi, la machiajul de facultate sau când ies în oraș, nu prea mă complic cu sprâncenele. Înainte eram obsedată, nu puteam să ies din casă, acum nu mai am răbdare să le fac. Se schimbă timpurile și vedeți că și acum le-am făcut foarte rapid, pentru că nu mai am răbdare. Nu am terminat totuși cu ele, o să vin puțin să le corectez, dacă pot să spun așa, pentru că vreau un aspect mai curat, ceea ce la momentul actual nu am. Iau această pensulă dintr-un set de pe eBay. Este o pensulă unghiulară, dar e ceva mai mare. Și o să vin să corectez așa zona inferioară cu fondul de ten pe care urmează să-l aplic, pentru că nu vreau să am o diferență de nuanțe foarte vizibilă. Chiar și la treaba asta, la fel, înainte îmi puneam un corector deschis aici. Într-adevăr, ridică sprânceana, dar nu e un aspect deloc natural. Bineînțeles, puteți să veniți cu o nuanță mai deschisă, fără probleme, sau chiar și cu două nuanțe fără probleme, dar eu veneam cu corector alb. Ca să vedeți cât te ajută exercițiul, cât te ajută să te uiți la alte persoane, să înveți mereu lucruri noi și cât se schimbă moda, cât se schimbă moda. Foarte, foarte des. N-ați văzut câte trenduri apar mereu? Deci mai mereu apar trenduri noi. Bun, am terminat și cu sprâncenele, le-am făcut foarte natural și acum o să vin să îndepărtez astea de la ochi. Eu le arunc, nu știu dacă ar trebui să fie refolosite, personal nu aș putea să le refolosesc. Efectiv le îndepărtez și masez bine produsul care a mai rămas și deja pielea mea de sub ochi se simte mult mai hidratată. O să vin să aplic și un balsam de buze. Momentan îl folosesc pe ăsta de la Nivea. Nu e cel mai special, nu mă încântă. Mai am unul cu Pepsi, dar nu prea are aromă și nici nu prea hidratează. Ăsta hidratează ceva mai mult. Pentru că tot bate vântul și tot fac așa. Și mi se inflamează și mi se irită partea asta de sus și mă ustură și trebuie să mă dau neapărat cu balsam de buze.
Bun, o să vin să aplic fondul de ten. Folosesc un fond de ten care la noi nu cred că se găsește. Eu mi l-am luat când am fost în Anglia. CEO este firma. L-am văzut zilele trecute la cineva din afară și eram super uimită că-i făcuse review și mă gândeam că l-am și spunea cât e de fain și că rezistă foarte, foarte bine și într-adevăr așa este, rezistă foarte bine. Și o să vin să îl aplic. Pentru aplicare o să folosesc burețelul de la Morphe. Pe ăsta îl mai am momentan, îl mai am și pe ăla de la Oriflame, dar ăla absorbe mult produs și nu-mi place. Și o să vin să aplic acest fond de ten prin mișcări de tapotare, așa cum v-am învățat până acum. Și știți că eu stau la fondul de ten, stau și-l aplic și mă uit să nu am vreo diferență între gât și față, să nu uit vreo zonă, pentru că văd foarte des, foarte, foarte multe greșeli. Sincer, cu fondul de ten se greșește cel mai ușor. Și este, până la urmă, știi, și înțeleg treaba asta de diferență de nuanță, pentru că este dificil să-ți găsești nuanța perfectă. Și aici nu este vina noastră, ci poate și industria nu produce nuanțe suficiente, subtonuri suficiente. Și nu toată lumea are bani să dea pe două fonduri de ten ca să poată să le combine și să-și obțină nuanța perfectă. Așa că mai reglăm din pudră, pentru că nici eu nu am toate fondurile de ten care mi se potrivesc perfect. Dar mai reglăm din pudră, din bronzer, astfel încât să ajungem la o nuanță cât de cât apropiată. Dar în cazul în care chiar nu reușim și găsim o nuanță mai închisă sau mai deschisă, este foarte important să acoperim toate zonele în care s-ar putea vedea pielea noastră și care ar putea să ne dea de gol, că nuanța este mult prea, este mai închisă, da? Nu mult prea închisă, că normal că se vede diferența, dar mai închisă cu o nuanță. După ce am uniformizat nuanța pielii și am acoperit așa micile probleme ale tenului, o să vin să setez totul pentru a crește rezistența cu o pudră. Asta e de la L'Oréal, o găsiți pe Makeup Shop, v-am mai vorbit despre ea, ați mai văzut-o, este pudra pe care o am în momentul de față, pentru că vreau să o termin și sincer nu știu spre ce să mă orientez. Vreau ceva care să aibă și puțină acoperire și care să prelungească durata machiajului, dar să nu-mi usuce tenul. Majoritatea pudrelor pe care le-am încercat usucă tenul. Am înțeles că ar fi cea de la MAC, trebuie să mă interesez mai mult, pentru că în momentul în care dai atâția bani, trebuie să fii sigur că ți se și potrivește. O să vin să folosesc treaba asta cu care vine pudra, burețelul ăsta, puful ăsta. Chiar văzusem pe un grup de machiaj zilele trecute, nu mai știu care grup, unul de pe Facebook, că cineva a întrebat dacă lumea folosește pufurile astea. Eu le folosesc, sincer, mi se par chiar foarte faine pentru că pot să presez foarte bine produsul în piele. Bun, acum că am setat tenul, este timpul să aducem ceva dimensiune, ceva mai multă dimensiune, pentru că în momentul în care pui pudră, pui fond de ten, se cam pierde. Și o să vin să bronzez / conturez fața cu acest far de la Melchior. Acesta este nuanța Vogue Trace. Să vă fac un close-up, poate vă interesează nuanța. Și o să folosesc pentru conturare această pensulă de la Benefit. Pe asta n-am mai folosit-o de ceva timp și vine cu bronzerul de la Benefit, bronzerul Hoola. O să vin să aplic acest produs exact în zona pomeților. Este pigmentat, vă dați seama, este un fard practic și normal că este foarte pigmentat. De aceea vin cu o cantitate destul de micuță pe pensulă pe care să o estompez foarte bine.
Adevărul e că te și ajută pensula asta să estompezi bine produsul și de asta nici nu fac prea mari probleme. Când am început eu cu make-up-ul, fardurile astea de la Melchior erau 18 lei, 17 lei sau ceva de genul. Din ce mi-amintesc eu, acum le-au scumpit la 20. Dar e fain că poți să ți le iei separat și poți să-ți faci propria paletă cu nuanțele pe care le vrei tu, practic. Și știți că în momentul în care cumpere o paletă de farduri, nu folosești toate fardurile din acea paletă. Așa că îți crezi tu paleta cu farduri pe care chiar să le folosești pe toate. Asta îmi place. Și dacă îți cumperi 6 farduri, ei practic îți dau automat și acea paletă magnetică pentru a le depozita. Dacă îți cumperi 12 farduri, îți dau paleta de 12. Dacă îți cumperi 24, parcă era, sau 32, nu mai rețin foarte, foarte bine, dar la fel, îți dau paletă pentru depozitare. Ceea ce e super că nu trebuie să-ți mai cumperi separat. O să vin să aplic și blush și o să folosesc tot un fard de la Melchior. Asta este nuanța Coral Fusion. Este o nuanță de corai foarte, foarte frumoasă, dar la fel este pigmentat, de aceea vin cu o cantitate micuță. Da, este o nuanță frumoasă de blush. Sincer, aș vrea nuanța asta într-un blush. Bun, o să vin să aplic iluminator. Folosesc iluminatorul de la Pixi. Am zis să las puțin pe ăla de la Elf de o parte că v-am înnebunit cu el. Și folosesc o pensulă de la Pixi. Este o pensulă foarte bună pentru iluminator. Inițial am încercat să o folosesc ca pensulă de blending, dar este prea mare. Și pe post de iluminator este perfectă. Doamne, deci iluminatorul ăsta mă dă pe spate de fiecare dată. E bine să mi-l pun pe toată fața. Îl aplic și sub arcadă, pe arcadă, nu sub arcadă. Am pierdut puterea dragostei ca să filmez, dar nu-i nimic, că oricum mă uit pe YouTube. Nu știu de ce sunt așa dependentă de emisiunea asta, că, sincer, mi se pare o porcărie, dar mă distrez, mă amuză, mă... Nu știu, mă... Nici eu nu știu de ce mă ține așa în priză. Bun, o să trec la machiajul ochilor. Pentru machiajul ochilor o să fac doar eyeliner și a venit momentul să vă arăt acea pensulă despre care vă vorbeam, dar înainte de toate vă arăt eyelinerul, este cel de la Inglot, bineînțeles, pentru că vreau să-l încerc cu pensula asta, că nu l-am încercat, am încercat eyelinerul de la Melchior cu pensula asta și mi-a plăcut mult, deși eyelinerul ăla nu prea îmi place, dar s-a aplicat bine cu pensula pe care urmează să vă prezint și vreau să-l testez și pe ăsta. Întâi de toate să vă spun câte ceva despre această pensulă. Această pensulă nu este o pensulă de machiaj specială. Eu am fost într-un magazin cu produse pentru pictură. Căutam special o pensulă pentru pictură. Pentru că văzusem la Sebastian, parcă pe Instagram, că spunea că aceste pensule pentru pictură se pot folosi ca și pensule pentru eyeliner și într-adevăr așa este. Am dat 13,50 lei. Este de la firma Cotman. Este numărul 00030. Și vreau să vă arăt cât este de subțire. Uitați puțin, deci este pensula perfectă pentru eyeliner, mai ales dacă vrei să faci... Focalizează-te. Mai ales dacă vrei să faci un eyeliner mai
de detaliu. Erau și mai mari, dacă vă interesează, erau și mai lungi și văzusem o pensulă care aducea foarte mult ca și pensulă de blending și era extrem de moale. Asta e din păr natural, ceva, un fel de păr. Nu prea sunt eu de acord cu pensulele din păr natural. Nu m-am putut abține să nu iau fiind atât de ieftină. Vreau să încerc neapărat cu eyelinerul ăsta, așa că să-i dăm bătăi, că deja am vorbit mult tare. Ideea e că nu e obligatoriu să o luați pe asta. Mergeți într-un magazin cu produse pentru pictură. Eu, dacă sunteți din Iași, eu am fost în Top Art, se numește magazinul. Este undeva pe Independenței. Și când am văzut, aveau foarte multe pensule, aveau foarte multe modele, foarte multe firme și mergeți și luați-vă o pensulă de genul ăsta, că n-o să rămâneți dezamăgite, plus că e și destul de ieftină. O să vin din colțul extern și o să trasez o linie subțire. După care, cu ochiul deschis, o continui spre pleoapă. Eu țin ochiul deschis pentru că, având pleoapa căzută, pot să-mi creez exact forma eyelinerului, astfel încât, în momentul în care țin ochiul deschis, îmi dau seama cum se va vedea eyelinerul. Chiar e un truc super bun ăsta. Eu l-am arătat și în ultimul clip. Pe această temă, cum îmi fac eu eyelinerul. Dar să știți că puteți să veniți aici foarte bine în colțul intern și să prelungiți ochiul aici, să faceți codița aia și în colțul intern cu această pensulă, că fiind atât de subțire, v-am spus, puteți să faceți foarte multe chestii de detaliu. Eu am preferat să o iau pe asta, că e mai micuță, mai subțire, dar să știți că erau și pensule mai groase. Erau și 2 de 0 și un 0. Eu am zis să o încerc pe asta, oricum vreau să mă duc să mai cumpăr. Eu am fost inițial într-o librărie, dar să știți că nu au foarte multe modele și mi-am luat de acolo una, dar era nu foarte bună. Deci mai bine mergeți într-un magazin din ăsta special. Perfect! O să vin să aplic acest eyeliner și pe linia apei cu aceeași pensulă. Dacă vreți ca pensula să se mențină subțire, este bine să o spălați, fie să o ștergeți cu un șervețel umed sau cu o dischetă de machiantă, cu puțin de machiant, astfel încât ea să își păstreze forma. O să vin să aplic rimel, după care o să trecem la cei pistrui despre care vă vorbeam. Eu folosesc același rimel de la L'Oréal Paris, despre care v-am mai vorbit. Începe să se usuce domnul. Bun, pentru pistrui o să folosesc aceeași pensulă, dar de data asta nu îndrăznesc să folosesc eyeliner pentru pistrui, pentru că mi se pare că aspectul este mult prea dur. Așa că o să folosesc un fard mai închis. Eu folosesc acest fard maro, asta e paleta de la Morphe 35R, dar nu are importanță, orice fard maro o să funcționeze. Și iau pe vârful pensulei și cu vârful vin și îmi creez acei pistrui, nu are importanță dacă sunt mai duri la început, vin din aproape în aproape, îi fac sporadic, în jurul nasului fac ceva mai mulți și cobor așa pe obraz. Cu cât produs mai am pe pensulă.
Nu uitați și lateralele nasului, pentru că în mod normal și acolo sunt pistrui dacă persoanele, la persoanele la care se găsesc aceștia și pe care le au. Bun, după ce am făcut pistrui, vedeți că ei sunt ceva cam duri, cu degetul o să vin să-i stompez fardul. Deci vin cu degetul și presez, nu trag așa, presez pe ei, astfel încât să mai au din produs și să rămână un aspect mai natural, mai finuț. Și fac treaba asta până când sunt mulțumită, practic, de aspectul lor. Și cam asta a fost și cu pistrui, foarte simplu. Eu nu-i fac foarte evidenți, fac foarte subtil, astfel încât se pară cât mai natural. Bineînțeles că pentru poze, în momentul în care vrei să-i pozezi, trebuie să-i faci ceva mai intens ca să se vadă în poze. Dar pentru ieșirea în oraș, dacă vrei să pară mai natural, îi faci ceva mai subtil. O să vin acum să fac și buzele, ultimul pas din acest machiaj. O să încep cu un creion. Ăsta e de la Melchior. Este nuanța nude. Mereu când vă arăt produsele, am unghiile foarte dubioase, pentru că eu îmi rod unghiile. E un tic nervos, nu pot să scap de el. Am încercat, asta e. E din cauza stresului și așa mai departe. Acest creion nu este foarte vizibil, adică e practic aceeași culoare cu cea a buzelor mele, dar vreau să am o bază înainte de a aplica rujul. Bun, și ca și ruj o să folosesc rujul meu preferat, acesta este de la Berry M, vi l-am mai arătat, este un ruj clasic și este nuanța 118. Și acesta este rezultatul final. Sper din suflet că v-a plăcut. Vă mulțumesc tare, tare mult că m-ați urmărit și a stat cu mine până la final, sper. Nu uitați să-mi trimiteți mesaje dacă vă cumpărați o astfel de pensulă și dacă o încercați să-mi spuneți cum vi se pare. Iar eu, până data viitoare, v-am pupat. Nu uitați să vă abonați, să mă urmăriți pe Instagram și am încheiat. Pupici!